Spitalul județean de urgență Târgu Jiu are în continuare nevoie de cadre medicale, asta și în condițiile în care au fost angajați deja 3 medici, din care 2 sunt încă rezidenți, pe secțiile chirurgie, ginecologie și endocrinologie. Domnul dr. Coculescu a profesat la Spitalul de urgență Târgu Cărbunești. Doamna dr. Angheloiu este medic rezident în anul 5, își va finaliza rezidențiatul și va da examen în această sesiune care va urma și doamna doctor de la endocrinologie la fel. Cea mai gravă situație se regăsește la compartimentul de diabet din cadrul policlinicii. Acesta nu funcționează decât 2 ore pe zi pentru că este un singur doctor care trebuie să asigure și secția de endocrinologie din spital. La endocrinologie și la cabinetul de diabet era problema și este în continuare pentru că la cabinetul de diabet nu putem să funcționăm decât cu un orar de 2 ore pentru că nu este decât doamna doctor Râcă și atunci mai avem nevoie. Am avea nevoie și la cardiologie, de mai multe ori, de 3 ori s-a scos postul la concurs ca și la celelalte specialități, dar nu s-a prezentat niciun candidat. În data de 10 mai se susține concurs la spital pentru ocuparea unui alt post de medic, de această dată pe secția medicină internă.